De ce se rănesc și, din păcate, chiar mor oamenii în accidente de circulație? După cum vedeți, atunci când un vehicul se oprește brusc, corpurile din interiorul lui par să fie împinse înainte de o forță. Această forță aparentă se numește forță de inerție. Aparentă, deoarece nu împinge, de fapt, nimic corpurile spre înainte. Gândiți-vă la o bilă pusă pe o masă într-un vagon de tren. Dacă trenul accelerează sau frânează, bila va începe să se rostogolească, de parcă acționează asupra ei o forță. Dar există o astfel de forță? Sau gândiți-vă la o bilă legată de tavanul vagonului cu un fir. Când trenul accelerează sau frânează, bila stă în această poziție, de parcă ar acționa o forță orizontală asupra ei. Dar există o astfel de forță? Ca să lămurim lucrurile, să schimbăm sistemul de referință, să ne uităm din exterior, adică să folosim ca sistem de referință Pământul. Din exterior se vede că asupra bilei acționează doar două forțe, greutatea și tensiunea din fir, iar rezultanta lor, forța roșie, este forța care accelerează bila odată cu trenul. Deci bila se mișcă accelerat odată cu trenul datorită forței roșii, care are același sens cu accelerația. Însă dacă ne uităm din interior, adică dacă folosim ca sistem de referință vagonul, bila este în repaus față de noi. Dar ca să stea în această poziție, trebuie să acționeze asupra ei forța roșie, având sensul opus accelerației. Aceasta este o forță de inerție care nu există atunci când ne uităm de afară. Deci forțele de inerție există doar în sistemele de referință care se mișcă accelerat, adică în așa numitele sisteme neinerțiale. Ele se deosebesc de celelalte forțe, deoarece nu apar ca rezultat al unei interacțiuni. Bila noastră nu este atrasă, respinsă sau împinsă de vreun corp pe orizontală. Acum să revenim la ceea ce se întâmplă în cazul unei coliziuni. Principiul inerției ne ajută să înțelegem că toate corpurile din interior au tendința de a-și continua mișcarea cu viteza pe care au avut-o în momentul coliziunii. Și asta și fac, numai că între timp vehiculul se oprește, ceea ce duce la tot felul de coliziuni. Când vagonul frânează, se întâmplă același lucru. Bila se deplasează spre înainte pentru că vrea să-și mențină viteza, dar cei din interior explică acest lucru prin apariția unei forțe. Forțele de inerție apar și atunci când traiectoria vehiculului este curbă, deoarece corpurile din interior au tendința de a-și păstra direcția de mișcare. Din această cauză ne simțim într-un vehicul împins spre dreapta, într-o curbă la stânga și invers. Deoarece forțele de inerție apar din cauza unei accelerații, ele sunt toate proporționale cu masa corpului asupra căruia acționează și se pot calcula cu formula pe care o cunoașteți, unde A este accelerația sistemului de referință în care apare forța de inerție. La opriri bruște, produse de coliziune, accelerațiile sunt foarte mari, de aceea și forțele de inerție care apar sunt foarte mari. Dar există și o forță reală care este proporțională cu masa, greutatea. Această observație l-a făcut pe Einstein să elaboreze teoria relativității, în care greutatea poate fi descrisă ca o forță de inerție care apare într-un sistem de referință neinerțial.